Accident înfiorător în județul Marea Mureș, un autocar plin cu turiști polonezi a intrat într-o casă din localitatea Moisei. Autoritățile au declanșat imediat planul roșu de salvare. 51 de oameni au avut nevoie de ajutor. Șoferul autocarului ar fi făcut un infarct la volan și a murit mai târziu la spital. Teribilul accident a avut loc în această după-amiază pe drumul național 18 în localitatea Marea Mureșeană Moisei. Din primele informații se pare că șoferul autocarului a pierdut controlul volanului și a intrat într-o casă. 51 de persoane se aflau în autocar, turiști polonezi care se îndreptau spre Bucovina. Cum, Doamne? Din ce dată am până la această oră este că șoferul a suferit un preinfarct la volan și a pierdut controlul volanului, a intrat într-o casă. Oamenii au încercat să-l scoată pe șofer din fiarele contorsionate. Din cauza numărului mare de victime a fost declanșat planul roșu de intervenții. Mai multe echipaje de salvare au ajuns la locul impactului. Șoferul a fost resuscitat, însă din păcate nu a mai putut fi salvat. Alte 6 persoane au fost grav rănite în accident și au fost transportate la spital. Persoanele sunt stabile, au diferite grade de lezii. Sunt reținute în observație 24 de ore pe secție de chirurgie pentru a-i transporta ulterior către destinația lor. Până la sosirea salvatorilor, mai multe persoane au încercat să iasă pe geamurile autocarului cu ajutorul localnicilor. Noi am fost spațiile lor, o jumătate de oră am așteptat până au venit. O jumătate de oră noi am așteptat, noi am scos cu scara din autobuz. Adică noi scoatem cu scările, aduce un om o scară de la el din casă. Accidentul i-a speriat teribil și pe cei care locuiau în casă. Îmi spunea proprietarul casei că copiii erau în cameră. S-au trezit cu lovitura aia. Pasagerii care au scăpat nevătămați vor fi cazați în zonă. Am dus la o pensiune pe o terasă, le-am oferit apă, de mâncare deocamdată nu vor să mănânce niciunul. Ce o să se întâmple cu ei la noapte? Păi cazez pe toți, la pensiune, la Moisei. Le ofer cazare, mâncare, deci vin lăsa în stradă. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.